Bună ziua, dragi elevi! Astăzi ne vom ocupa de problemele care se rezolvă prin metoda figurativă. Să vedem cum! Să citim cu atenție problema. Dacă se așează câte un elev în bancă, rămân 14 elevi în picioare. Dacă așezăm câte 2 elevi într-o bancă, rămân 3 bănci libere. Câți elevi și câte bănci sunt? Deci, problema ne spune că dacă așezăm câte un elev în bancă, ne rămân 14 elevi în picioare. Dacă așezăm câte 2 elevi în bancă, ne rămân 3 bănci goale. Să trecem la rezolvarea problemei. Prima situație a problemei. Vom desena datele problemei folosind un dreptunghi pentru bancă și un cerc pentru elevi. Dacă ne uităm cu atenție la desen, vedem că s-au format grupe compuse dintr-o bancă și un elev, dar au rămas încă 14 elevi în picioare. Nu știm câte grupe de un elev și o bancă avem. A doua situație a problemei ne spune că dacă așezăm câte 2 elevi în bancă, ne vor rămâne 3 bănci libere. Prima dată vom așeza cei 14 elevi pe care i-am avut în picioare lângă colegii lor și vedem că vom avea sigur 14 bănci cu câte 2 elevi. Apoi trebuie să obținem 3 bănci goale. Atunci luăm cei 3 elevi din cele 3 bănci și mutăm lângă colegii lor și mai obținem încă 3 bănci cu câte 2 elevi. Din desen am văzut că în clasă avem 14 bănci cu 2 elevi, încă 3 bănci cu 2 elevi și 3 bănci goale. Asta înseamnă că avem 20 de bănci. Dacă avem 20 de bănci, știm că prima dată mai aveam încă 14 elevi în picioare când stătea câte un elev în bancă. Atunci adunăm cei 20 de elevi care stăteau jos cu cei 14 elevi care erau în picioare și obținem 34 de elevi. Să ne verificăm dacă e corect. Dacă așezăm câte un elev în bancă, ne rămân cei 14 elevi în picioare. Dacă așezăm câte 2 elevi în bancă, obținem 17 bănci ocupate și din totalul de 20 ne rămân 3 bănci goale. Deci am lucrat corect. Notăm răspunsul problemei. Să trecem la următoarea problemă. În tabără la mare, copiii stau pe cerceafuri la plajă. Dacă stau câte 3 pe un cerceaf, rămân 4 copii în picioare. Dacă stau câte 4, rămân 2 cerceafuri libere. Câți copii și câte cerceafuri sunt? Vom folosi un dreptunghi pentru cerceaf și un oval pentru copil. Să reprezentăm cele două situații ale problemei prin desen. Prima dată vom așeza câte 3 copii pe cerceaf și rămân 4 copii în picioare. A doua oară așezăm câte 4 copii pe cerceaf și ne rămân 2 cerceafuri goale. Încercați să rezolvați singuri problema și apoi verificați-vă. Prima dată așezăm cei 4 copii care stau în picioare lângă cei 3 copii de pe cerceaf și obținem 4 cerceafuri cu câte 4 copii. Ca să ne rămână 2 cerceafuri libere, trebuie să mutăm copiii de pe ele, câte unul, lângă ceilalți 3 și vom obține încă 6 cerceafuri ocupate. Câte cerceafuri avem în total? 4 pe care le-am ocupat prima dată, cu cele 6 pe care le-am ocupat a doua oară, plus cele 2 libere, ne dau 12 cerceafuri. Câți copii sunt?
12 cerceafuri, ori 3 copii care stăteau pe ele, plus cei 4 care erau în picioare, ne dau 40 de copii. Notăm răspunsul. Să citim cu atenție următoarea problemă. Pe plajă sunt forme pentru nisip și găletușe. Dacă în fiecare găletușă s-ar pune câte 2 forme, ar rămâne 9 forme pe nisip. Dacă s-ar pune în fiecare găletușă câte 5 forme, ar rămâne 3 găletușe goale. Câte forme și câte găletușe sunt pe plajă? Vom folosi forma de trapez pentru găletușă și cercul pentru formele de nisip. Vă rog să încercați să faceți singur desenul și rezolvarea. Apoi, verificați-vă. Ca să ne rămână 3 găletușe goale, noi va trebui să luăm din ele 6 forme. Plus cele 9 forme pe care deja le avem, nedistribuite, ne dă în total 15 forme, pe care va trebui să le distribuim în gălețile cu 2 forme. Câte forme vom mai pune într-o găleată? 3. Dacă avem 15 forme și împărțim la 3, câte găletușe vom umple? 5. Cele 5 găletușe pline plus cele 3 goale ne dă un total 8 găletușe. În 8 găletușe, la început aveam câte 2 forme plus cele 9 care ne-au rămas. În total aveam 25 de forme pentru nisip. Răspuns, 8 găletușe și 25 forme de nisip. Citiți cu atenție următoarea problemă și începeți cu desenul. Folosiți un dreptunghi pentru tavă și un cerc pentru pahar. Nu uitați ceea ce ați învățat până acum și sper să ajungeți la răspunsul problemei corect. Răspunsul este 11 tăvi și 126 pahare. Spor la rezolvarea problemelor.